Bună ziua tuturor! Am decis să organizăm această conferință de presă pentru că nu putem fi indiferenți față de ultimele procese și fenomene care se întâmplă în justiția din Republica Moldova și să facem câteva precizări, să venim cu câteva propuneri pentru că lucrurile sunt mai mult decât grave, chiar dacă unii preferă să închidă ochii la toate fenomenele care se întâmplă astăzi și care vor duce, inevitabil, dacă astăzi nu se intervine, la discreditarea definitivă a reformei justiției și la perpetuarea a impunității pentru unii oameni care au suficientă influență sau agonisit mai multă avere sau capital politic în Republica Moldova. Pentru că cetățenii Republicii Moldova au sperat la cu totul altceva și au avut cu totul alte așteptări decât rezultatele pe care le vedem astăzi. Vreau să reamintesc cetățenilor Republicii Moldova că la data de 8 iulie 2019, Parlamentul Republicii Moldova a emis hotărârea numărul 39 privind recunoașterea caracterului captiv al Republicii Moldova. Această hotărâre votată la propunerea Platformei Demnitate și Adevăr a fost succedată de declarațiile secretarului general al Consiliului Europei cu privire la statul capturat. Aplicarea selectivă a justiției și existența unor derapaje serioase în procesele politice din Republica Moldova, urmate de persecutare prin intermediul organelor de drept a opoziției, a agenților economici, a activiștilor civici și presei incomode guvernării de atunci. Prin această hotărâre, existând o dualitate de putere la Chișinău, Parlamentul legitim al Republicii Moldova constată o situație extrem de gravă în domeniul justiției, al garantării și protejării drepturilor omului. Constată că în mod ilegal și neconstituțional este exercitat un control asupra Procuraturii Generale, sistemului judecătoresc, CNA, ANI, CEC, SIS, Banca Națională și așa mai departe. Urmarea acestui dezastru, Parlamentul Republicii Moldova, în exercitarea voinței poporului Republicii Moldova, exprimă vot de neîncredere unui șir de instituții ale statului, cum ar fi judecătorii, procuraturi, CNA, ANI, SIS, etc. În același timp, vine cu un șir de măsuri pentru contracararea fenomenelor generate de faimosul furt al miliardului și laundromat. La scurt timp, după alianța situativă dintre Blocul Acum și PSRM, care a avut drept scop debarcarea lui Plahotniuc, demiterea conducătorilor instituțiilor capturate și organizarea unui scrutin liber și corect, Igor Dodon, în goana după putere și satisfacerea unor ambiții personale, preferă să facă alianță cu responsabilii de capturarea statului și comiterea unor infracțiuni a căror poziții și putere a fost puternic diminuată, crezând că va putea controla, la fel ca Plahotniuc, procesele politice și judiciare. În acest sens și în acest proces, Igor Dodon a avut mai multe întâlniri cu responsabile din justiție. Întâlniri cei din urmă jurând credință lui Igor Dodon și partidului pe care îl conducea. Mă refer aici la oameni din justiție. Doar unele întâlniri sau ingerințe în anumite procese au fost reflectate în presa națională, iar altele au fost confirmate de însăși Igor Dodon, cum ar fi faimosul caz al convorbirilor telefonice între Igor Dodon și fostul președinte al Curții Constituționale, domnul Țurcanu. Ca urmare a acestor ingerințe, platforma DA a făcut sesizările de rigoare, iar președintele Curții Constituționale de atunci a fost schimbat. Și am făcut această precizare, această introducere, pentru că vedem aceleași persoane astăzi controlând din umbră anumite procese în domeniul justiției și în alte domenii vitale pentru Republica Moldova, care au făcut slujbi pentru PD-ul lui Plahotniuc, PSRM-ul lui Igor Dodon, iar astăzi se află în anturajul și în grația Partidului Acțiune și Solidaritate, fiind prezentați drept oameni buni și reformatori ai justiției. Iar tot cei care critică sau au criticat în ultima perioadă anumite procese sau numiri controversate sunt supuși unui linșaj mediatic și se exercită o presiune prin intermediul proceselor judiciare pentru a fi
readuși la tăcere. Este și cazul meu personal și a colegilor din platforma Demnitate și Adevăr, care avem zeci și sute de citații pentru lezarea onoare și demnității ale unor oameni care se bucură în continuare de impunitate și o justiție coruptă și selectivă. În rezultatul unor circumstanțe de ordin politic și social, Republica Moldova beneficiază de un scrutin electoral anticipat, iar cetățenii Republicii Moldova încredințează toată puterea unui singur partid politic ce vine pe fundalul mai multor scandaluri și a unui puternic mesaj al luptei împotriva corupției. Promite reforma justiției și sancționarea tuturor actorilor implicați în crime de proporții. Ceea ce vedem astăzi în justiție este rezultatul unei reforme superficiale și goanei după like-uri pe Facebook din partea celor cu intenții bune și a unei lupte acerbe pentru influență și a acelorași baroni din justiției care controlează astăzi nu doar deciziile date de procurori sau judecători, dar și alte procese vitale pentru existența statului Republica Moldova. Acești oameni și influența lor sunt rezultatul unor înțelegeri politice, care nu au dorit o reformă temeinică, dar instituirea unui vremelnic control asupra anumitor procese. Eu am fost în grația politică a lui Vladimir Plahotniuc, unii au lucrat împreună cu politicianul Igor Dodon, iar astăzi unii sunt prezentați drept oameni buni și se bucură de protecția fie a Ministerului Justiției, a unor deputați din Parlamentul Republicii Moldova care s-au transformat în adevărați avocați și publici a acestor baroni ai justiției din Republica Moldova sau chiar a unor oameni care au o vagă responsabilitate în cadrul aparatului președintelui Republicii Moldova. Astăzi ne aflăm în pragul unui colaps al sistemului judiciar și discreditării definitive a reformei justiției vociferate cu mult fast, dar care în esență nu are la temelie o strategie și o viziune față de modul ce vrem acum și încotro vrem să ajungem. În esență, suntem martorii unor show-uri și justiții televizate, care nu se soldează cu nimic altceva decât rețineri, eliberări și scuze publice. Lupte crâncene pentru sfere de influență din cadrul organelor de drept, dar și a diferitor grupuri din sfera politică. Haos, în spatele căruia s-ascund compromiteri de dosare împotriva corupției mari. Și vă reamintesc doar câteva cazuri de care au strânit un val de critici ultima perioadă, cum ar fi achitarea persoanelor participate în faimosul dosar Laundromat, care a stat la baza și la temelia hotărârii numărul 39 a Parlamentului cu privire la starea de captivitate a lucrurilor din justiție. Eliberarea lui Dorin Damir, despre care presa, opoziția de atunci care a ieșit în stradă, zeci de mii de oameni au condamnat ingerința în justiție, modul în care se acționa împotriva opoziției, presei independente, activiștilor civici care nu erau de acord cu modul în care au loc anumite procese în Republica Moldova. Și în spatele acestor achitări stau persoane concrete care în continuare se bucură de influență și o libertate sporită, nemai vorbind de impunitate față de regulile legale. În consecință, Platforma Demnitate și Adevăr face apel către societatea civilă, presa liberă și independentă să lanseze platforme de discuții pe tema justiției, să nu mai închidă ochii la derapaje, dezastru și incapacitatea reformării sistemului. Face apel către procurorul șef al Procuraturii Anticorupție, doamna Drăgălin, reamintindu-i că conducătorul unui acest grup de influență din cadrul sistemului judiciar este Dorel Musteață, despre care a început a vorbi nu doar opoziția, atenționând încă de momentul promovării acestei figuri în poziții cheie din domeniul justiției, dar și mai recent consilieri prezidențiali responsabili, căror le s-a acordat responsabilitatea în procesul reformării, că pe masa Procuraturii Anticorupției se află un demers de 10 pagini în care se solicită repornirea urmăririi penale pentru falsă în acte și îmbogățire ilicită. Nemai vorbind de alte lucruri conexe la tot ansamblu de acuzații publice și acuzații parvenite din partea diferitor instituții ale statului. Cât ține de tangența dintre Dorel Musteață și Dorin Damir, aceste lucruri au fost reflectate în nota informativă a Serviciului de Informații și Securitate, care a fost făcută și public. Și, evident, apar mari semne de întrebare dacă
ultimele achitări nu au o anumită tangență cu judecători de la Curtea Supremă de Justiție. Face apel către președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, precizând că aceste lupte, inclusiv în jurul procuraturii pentru concursului din cadrul Procuraturii pentru combaterea crimei organizate și cauze speciale, se dau nu doar între clanurile din cadrul sistemului judiciar, procurori și judecători, dar și între diferite grupuri politice din interiorul partidului de guvernământ, cum ar fi Dorin Recean și Sergiu Litvinenko. Și face apel către doamna Sandu, care se bucură de o anumită autoritate, notoritate și în spatele căruia se ascund toți miniștrii și deputații partidului de guvernământ, să facă apel către acești oameni să înceteze aceste procesuri care doar discreditează tot ce înseamnă reforma justiției, pentru care am pledat și noi ca parte componentă a blocului acum în 2019, când am dorit din tot sufletul să scăpăm de corupție și să întemeiem un veritabil stat de drept. În urma constatărilor de stagnare, de împotmolire a acestei evaluări promise cu mult fast, noi venim cu un șir de recomandări pentru responsabilii din domeniul justiției, întrucât vedem și constatăm că legitimitatea acestui proces se reduce în fiecare zi, cu fiecare scandal public, și vedem oarecare depășire a posibilităților principalilor reformatori de a face ordine în sistem. Iar corupția endemică, impunitatea pentru unii oameni influenți din Republica Moldova nu s-a schimbat absolut deloc. Ce este de făcut? În primul rând, devenit cu această viziune la care și noi putem participa, întrucât un draft și un concept al viziunii de reformă a justiției este prezentat chiar și în programul electoral al blocului acum. 2. De făcut toate eforturile necesare ca comisia de evaluare, de pre-vetting, să finalizeze mai rapid toate procesele pe care le-au început. 3. Să fie îmbunătățită comunicarea publică, întrucât deja nu mai crede absolut nimeni, nici măcar cei care nu au studii juridice sau care nu urmăresc procesele din domeniul judiciar, că nu există suficiente pârghii pentru a face regulă în justiție. În ultima perioadă, în ultimul an de zile, cu 63 de mandate, au fost numiți politic toți șefii instituțiilor din domeniul justiției, începând cu Serviciul de Informații și Securitate, CNA, Procuratura Anticorupție, Procuror General, judecător la Curtea Supremă de Justiție. Nu există în acest sens nici un impediment pentru a crea o reformă viabilă. Ei, că ar trebui oamenii să se preocupe de niște procese temenice și să impună niște mecanisme irreversibile, dar nu să se lupte chiar și în momentul de față a cui om va fi șefuleț într-o instituție sau alta, este cu totul altă problemă și care va duce irreversibil, am spus, la compromiterea reformei, fie la o contrareformă care va fi folosită împotriva politicienilor de astăzi. Dacă lucrurile, începând cu ziua de astăzi, nu vor fi conștientizate atât de societatea civilă, de presa liberă care uneori preferă să vorbească doar despre clanurile din sistemul justiției, dar să închidă ochii la ingerințele politicului, inclusiv în procesul de promovare a diferitor actori din justiție sau acești actori în spatele tot a politicului se ascund atunci când fac anumite porcării, atunci suntem sortiți unui eșec. Nu ultimul rând, Sergiu Litvinenko, Olesia Stamati, alți responsabili de reforma justiției trebuie să se debaraseze de toți aleații vechi care au venit în special la aceste persoane promițându-le luptă cu corupția, deschiderea dosarelor pe corupție și așa mai departe.
în esență, oamenii ăștia același lucru le-au promis tuturor guvernărilor de până în prezent și de asta nu s-a schimbat absolut nimic la capitolul percepției corupției și luptei împotriva corupției. Pentru că s-a mizat de fiecare dată pe oameni nepotriviți în funcții de salvatori ai justiției. Să deschidă un front larg, să încerce, să caute, să vină cu inițiativa de a căuta consens pe reforma justiției, atât în Parlament, cât și în afara Parlamentului, pentru a acorda o mai mare credibilitate proceselor, o mai mare transparență și pentru a evita influența acestor clanuri despre care se vorbește tot mai mult în spațiu public. Nu ultimul rând, ca un prim mesaj, ca un prim pas în diminuarea importanței și sferei de influență a unor grupuri, am făcut acel demers către Procuratura Anticorupție pentru a fi pornită urmărirea penală pentru îmbogățire ilicită și fals în acte pe numele lui Dorel Musteață. În consecință, dacă vom vedea seriozitate pe acest proces, o intenție sinceră și nu declarativă în reformarea justiției și debarasarea de toate elementele nedorite din sistem, vom veni și cu alte mult mai mari dezvăluiri care, din păcate, astăzi se întâmplă în justiție. Lucrurile sunt mult mai grave. Chiar în acest moment au loc compromiteri de dosare și a unor procese de discreditare a tot ceea ce înseamnă onestitate care a mai rămas în sistem. Descurajarea tuturor celor care mai au încă intenții bune de reformă și a celor care sincer cred că și în Republica Moldova se poate de făcut lucrurile altfel decât s-au făcut în toți acești 30 de ani. Eu vă mulțumesc și sper ca mesajul nostru să fie auzit. După care, evident, dacă nu se va porni măcar mici pași în direcția așteptărilor oamenilor, în direcția eradicării dure a corupției mari, atunci mă tem că nu ne va rămâne nimic altceva decât să constatăm eșecul celor care au pornit încă un an în urmă pe un drum greșit atunci când au decis să promoveze oameni controversați în diferite funcții și să le acorde acest suport politic, practic gratuit. Mulțumesc! Cu alte precizări și informații vom mai reveni la acest subiect extrem de important.